Salut, Alvi, este un nou vlog cu bunicul meu, Leo, de la Sihaia. Am făcut și eu niște colecții americane și am vrut să mai filmez când le fac. Și am vrut să mai amestec puțin în ele. Și după o să le pun eu cu bunicul meu pe tigaie, nu-i așa? Le punem noi pe tigaie, Albina. Eu n-am făcut rățile niciodată, dar o să încerc acum pentru tine. Dar, să te ajut. Doar mă ajută la tigaie, pentru că eu am făcut cu domnul bucătar cel mic. Cu bucătarul cel mic te-a învățat? Nu, eu știam, am făcut de 100 de ori. Dar am zis acum să încerc și cu domnul bucătar cel mic. Da, adică și? Tatăl lui Leuțu. Adică cel mic al mic, Leuțu. Nu al Leuțu, al celălalt. Leonard, al mare, finul meu, Leo. Da, finul tău. Da. A ajuns și el bucătar, nu? Da. Am înțeles, Albina. Așa amestecă în ele, amestecă. Dar ce ai pus în aluat? Le spui și nouă ca să înțeleagă Fanny. Ca să știu și Fanny ce ai pus. Am pus două ouă, puteți să puneți și trei. Dar da. Eu am pus două. Da? Depinde cum vreți dumneavoastră. Dar am pus doar ouă, pentru că așa am văzut pe rețetă, pe net. Am pus doar ouă. Apă minerală, drojdie, zahăr și esență de vanilie, poți? Și esență de vanilie. Și nu știu dacă o să folosim și fineti. Avem fineti, dar nu știu dacă o să folosim. Păi pentru folosim că aici eu am făcut clăite americane. Știi ce vreau să faci tu mie? Doar să-mi dai drumul la aragaz pentru că pun eu. Da, dau drumul la aragaz, nu-i problemă. Dar aici nu vrei să faci tu mai bine niște scoverci americane? Ce adică, d-alea preținte mai groase? Americane? Astea sunt clătite groase. De groase? Astea sunt clătite americane, dar sunt și groase. Aluatul este foarte, foarte gros. Ia indica aluatul. Dă-i cu limba la sus. Așa. Este gros? Nu, aluatul e subțire, nu e. E normal, cum e un aluat. Dar gen, dacă băgăm drojdie, trebuie să lăsăm să se dospească. Păi l-am lăsat. Când l-ai lăsat? L-am lăsat foarte, foarte mult când ați făcut voi oaia. L-am lăsat foarte mult. Aha, și atunci... Păi cred că acum am venit după el. Da? Cât e ceasul? 12. L-am lăsat până 12? Da. Dar cât trebuia? Trebuia puțin, nu? Trebuia 4 ore, dar... 4 ore, nu? Trebuie 4 ore, dar acum... Albina, da, am o curiozitate pentru tine și toți fanii cred că au această curiozitate. Pe bune. Cine te-a învățat pe tine să faci clătite de astea americane? Eu singură. Serios? Doamne, nu-mi vine să cred. Deci, serios, tu ai crescut atât de mică. Adică că ești mică, câți ani ai? Am 6 ani. Deci Albina are 6 ani, prieten. Este nepoțica mea, Albina. Ei, dar e surioara lui David, nu? A lui David de la București. Ba nu. Ba da. Nu, e rușine ei să spun acum, prieten, dar... Ba, prieten, vă zic așa, ieri știți și voi tot, că v-a povestit nu știu cine, știți și voi tot. Dar... Bine, hai să schimbăm subiectul ăsta acum. Adică doar așa îl consideri, dar mie nu-mi place să zic așa. Oricum că nici nu am, dar nu-mi place. Am înțeles. Albinuța, bine, să nu te mai întrebăm altceva. Atunci, ai mai prăjit vreodată vreo plăcintă de asta care faci tu acum, plăcintă americană? Da! Deci, prieten, ea, Albina, face chiar plăcinte americane. Deci în exclusivitate ne arată cum se fac plăcintele americane, scoverci. Haidem aici, să vedem cum facem aici la aragaz. Prieteni, din păcate nu avem ulei, dar am văzut că la rețeta asta de clăcinte americane nu mai punem ulei și punem unt. Ia să vedem, Albina. E mai bun untul decât uleiul, Albina, să știi. O furculiță ce trebuie. Ia o furculiță. Ai pus tigaia pe foc. Focul trebuie dat mic. Deci să dăm focul mic.
Așa, Albina. Stai că trebuie să tăiem, nu punem mult unt. Dar nu, atât ajunge bucata aia de unt. Da. Pune-l, dar trebuie și o făcuriță. Aruncă-l. Așa, adă și o făcuriță. Deci, vai, ce o să iese crăpitele astea cu unt. Extraordinare, prieteni. Vino, vii toți aici la astea și ai grijă de tigaie. Să-ți găsesc o furculiță acum. Ia să-ți găsesc o furculiță eu, Albina. Yes. Ce faci acolo tu? Uite cine aici. Ia uite o furculiță. Mulțumesc, este plin de apă, dar nu contează. Ia. Ia, Albina. Trebuie să o ștergi. Uite untul ăsta acum îl punem aici. De ce? Păi nu se poate face cu un mult. Ia să vedem acum, Albina, cum pui clătitinul și cum o să iasă normale ori americane. Hai, stai la mine. Hai. Bagă. Nu, gata. Deci așa, îi tinde. Dar nu trebuie să pui mult. Îi tinde, că nu-i mult. Așa, mult, se tinde. Pe tigaie. Da, dar să zic, ăștia nu sunt clătite americane. Clătitele americane erau doar atâta. Oh, a trebuit mici? Da. Las-o acum, fai o șocrătită americană mai mare. Facem doar asta mare, dar da? După aia mă las să fac eu, să nu mai bag castronul bine. Cu totul. Bine, nu mai bag castronul cu totul, dar problema este că am vrut să văd cum se face. Lasă să frigă. Las. Uite și tu. Deci, prieteni, așa face Albina, uite-te la mine, Albina, așa face Albina clătite americane, prieteni, ia vedeți americanele, cum le face Albina de gata și mâncăm desertul acum. Deci abia aștept să se facă bine, stai, nu le mai fă, Albina, lasă-le așa, lasă aluatul așa ca să facă bine. Dar da? Și faza aia când se fac clătitele atât de mari și... Dai cu tigaia așa și... Păi da, asta vreau să văd acum la tine. Cum știi tu să dai cu tigaia? Oh, sus, să ne torci, da, lasă acolo acum să se facă. Dar știu că se ridică tigaia și se întorc, dar eu nu știu. Adică știu și faza aia să o fac, dar nu prea știu să o fac bine pentru că... Lasă că știi să o faci bine, să vezi ce bine să o face. Dar trebuie doar să lasă să prăjească acolo, în tigaie. Albina, ia uite-te la mine. Știi, Lucine îi place clătite de asta? Zi, dacă spun, dacă ghicește cea mai tare. Lui Dana Criminala. Da. Ție îți place de Dana? Vrei să mă împac cu ea? Vrei sau nu? Eu zic că nu. Hai să schimbăm subiectul acum că i-arăți Lucine și de treaba asta. Da, așa mestești tu în clătite? Păi dacă a rămas vedeți, prietenii copii care se uită la Albina, vedeți cum face ea clătitele, așa să face și voi. Că Albina mea știe să facă clătite, prieteni. Ia uite de Albina la prieteni, salută-i. Salut. Deci vedeți? Păi nu mai pune, ce faci acolo? Păi nu pun, să-mi țin de așa. Doamne, păi când să mai prăjești? Păi nu știi tu ce fac aici, că n-ai făcut în viața ta. Dana Criminala a mai făcut, dar tu nu știi. Da, eu n-am făcut deloc. Ea făcea clătitele foarte bune, Dana. Le făcea așa cu apă minerală, cu alea. Dar acum eu nu știu să fac, nu le fac bune. După orice masă, Dana îi plăcea să mănânce o clătită. Mânca dulce de fiecare dată. Eu zic să o mai lăsăm. Da? Să se facem. Da? Da. Cum mai lăsăm? Lăsăm-i la ea. De ce se scoate fum? Cine scoate fum? Uite tigaia. De ce? Că a luat foc clădita, Albina. A luat foc? Păi cred. Întorc, ce? Dă la mine, vai ce se întorc. Întoarce tu. Ia ține ca să putem să întoarcem. Uite și tu ce fac aici. Așa, prieten. Așa, prieten, vedeți? Clătita asta trebuie doar să lumina, vină încoace. Uite că am făcut clătita asta, să ne descurci să o faci tu. S-o mai fac departe, eu. Uite-te. Uite ce am făcut. Hai că e bine, Albina. După aia trebuie să o pui pe partea
asta. Doamne, cea mai bună crătită asta e. Deci îmi dau seama după cum s-a făcut aluatul. Lumina a plecat. A plecat lumina și ne-a lăsat. Vrei să întorci tu, Albina, sau? Da, cred că întorc eu mai bine decât că da? Tu nu te pricepi. Da, eu nu mă pricep. Stai așa să te filmez eu pe tine. Dar știi cum trebuie să faci? Trebuie să dai cu ea în sus. Da, dacă cade pe putelie. Hai, că știi. Stai, nu așa. Păi ia tigaia și dai cu tigaia aia cu ea în sus. Cum? Dar vezi să nu se strice. Nu sare. Nu? Nu sare. A, păi așa, ia lasă la mine. Lasă-o la mine să vezi cum o fac eu, că mă pricep. Te pricep? Ia, Albina, lasă-o, lasă-o, Albina. Vistu? Da, ia ce filmează. Eu zic că te pricep. Ia, uitați-vă la mine, prieteni, pentru Albina. Pentru Albina, cum întorc eu crătita. Vai, de mine ce miroase, prieteni. Ați văzut cum am întors crătita, focus, preparat tot. Și am întors crătita. Ia vedeți și acum e gata, serios, Albina. Acum chiar acum e gata. Acum ce face pe partea cealaltă. Deci chiar dar auzi, acum chiar zic, la nu mai bage castronul, că nu vreau să le fac mari, tu nu știi cum se fac legile americane. Păi bun, dar asta las-o să se facă acum. Vreau să o mănânc și da, o mănânc eu, să vezi ce bună e. Chiar o mănânc, prieteni. Dar mănânc și tu cu mine jumate, Albina, n-ai cum să nu. Ok, ok. Deci mănânc și tu, da? Dar stai așa, să găsesc. Ia, mai e puțin și ea lune. Ia vezi, ia un lumele ăla. Platouți. Da? Mamă, mai e puțin, m-a luat frigul aici. Oh, nu, trebuie, mai trebuie lăsată. Albina? Da. Dar clătita asta zici că e omletă. Deci serios, zici că e omletă. Seamănă. Serios, vezi că seamănă omletă. Zii tu. Tu ai cum am? Da? Ai făcut clătita din aia normală. Am făcut o omletă de ouă. Dar tu trebuie să lași la mine, să-mi vezi și tu de la mine. Promet? Tu ai fost lângă mine când am făcut-o. Nu am făcut vlog când am făcut-o cu din aia. Ai șters vlogul, l-ai șters. L-am șters pentru că ai zis tu că facem în oală mare și nu mi-am... Păi eu am glumit cu tine, aveam tigaie, făceam în oală. Dar nu vreau. Să schimbăm subiectul. Că m-am dus în becio cu lumina și cu... Și ai luat tigaia. Și am luat tigaia. Azi care, asta, neagră. Asta, da. Lasă și... să frigă bine, Albina. Să se facă bine asta noastră. Foarte bine, zici că îi dă ou. De serios. Nu, lasă hai, să mai face, că trebuie să... Hai să o lăsăm mai friptă. Zici că îi dă ou. Omleta. Deci chiar e o... E o omletă de asta pe cinste, pe cuvântul meu, Albina. Dacă nu e bună, rău. Simt mirosul de aici. Deci, Albina, simt mirosul, chiar simt mirosul. Ți-am zis că ale mele sunt mai bune decât doar ei. Păi sunt mai bune, da. Dar eu acum mi-am dat seama că trebuia să te lăsați clătitele mai de mult. Că dacă le lăsam să le faci mai de mult, le făceai mai bune. Chiar aveam nevoie de desert după atâta mâncare. După miel, după pește, după tot. Ține aici, că vreau să mă întorc. Hmm? Să mă întorc un pic. Păi n-ai ce să mai întorci, trebuie să o iei acum. Nu, că trebuie să mai las un pic. Ai făcut-o acum o omletă cu... s-a lipit. Nu s-a lipit, că pot eu să iau. Omletă de ou. Ia să vedem cum se mai întoarce și pe aici. Doamne, prieteni, omletă și clătită pe cinste, dar eu nu mai... Pardon. Eu asta este clătita făcută de mine, prieteni, nu de Albina. Ia să vedem, stai puțin să băgăm untul. Acum. Stai puțin, Albina, să băgăm untul. Deci trebuie unt puțin acum pe tigaie. Nu mai băgăm untul. Stai puțin, că dea înapoi untul, nu poți să lași. Să o faci numai așa cu untul. Deci s-a ars. Lasă cum mănânc eu așa arsă. Nu-i problemă, mai facem alta. Mai repetăm o dată, prieteni. Mai iau ei repetă cu untul. Prieteni, ne scuzați că a ieșit arsă. Dar problema e că mai repetăm acum o dată. Să vedem că de data... Gen, mai repetăm, nu-i problemă. Noi facem până va ieși. Gen, că de data asta...
Da, bravo, Albina, bravo. Nu, 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 tu îmi filmează aici, că nu-mi treabă cu plătița. Păi nu, nu arunca-o. Nu arunc-o, că o mănânc eu. Hai, Albina, hai să punem aici, nu-mi fac. Păi hai că uite, acum vărsăm uleiul de aici. Deci am mai vărsat din ulei, prieteni. Hai, Albina! Păi hai și vino și pune-o în tigaie, vino! Îți spun eu, hai! Păi hai, îți spun eu aici, că nu vreau să spun eu aici, hai! Aceasta. Da, ai decupat-o ca să o faci americană, bravo. Dar nu prea am decupat-o bine, dar... Hai, pune, pune, ai... gata. Pune-mi tigaia. O să punem la fel, curge pe aici. Ia castronul cu tine. Hai, bagă-mă repede. Bag, nu trebuie să ai grijă, că știu eu. Trebuie să mai bag încă 2-3 linguri și ne scăpăm. Câte linguri mai bag? Mai bag 2. Tu o să decupezi și pe aceasta. Tot ca... Asta nu prea ieși bine, nu râdeți de mine. Prieteni, vă implor să nu râdeți de mine. Vă rog, pentru voi, eu o să am nevoie de un cuțit. Uite-te aici la mine, la cameră, când spui. Ca să nu râde de mine, să râde de pe locuri. Păi eu nu mă fac de râs pe locuri. Mama, sunt pic, dar nu contează. Uite, mi-a rămas picături pe aici, să nu râde de mine, vă rog. Vă rog. Nu râdem, Albina, că a rămas picături pe acolo. Ia uitați să întoarce crotita americană acum, prieteni. Dar nu pot să o întorc. Nu? Mai era să atunci? Chiar mi era frică pentru că... Mi-e frică la crotite, prieteni. Deci nu vine să cred. Prieteni, nu râde de mine că mi-e frică. Nu râde de mine că mi-e frică, dar... Deci vedeți ce crotite face Albina foarte mici? Acum, gata, Albina, o să punem gem pe ele sau să mănâncă fără gem astea. Uite-te la mine aici. Fără gem. Deci se mănâncă fără gem, da? Hai că abia așteptăm să se facă. Păi lasă-o acolo. Ce? Nu închide chimarea. Păi nu închide, abia așteptăm să se facă. Și o să te vadă toți prietenii, toată lumea, toată țara, toată Europa. O să te vadă, întoarce-te la mine. Știu, dar o să râde de mine. Întoarce-te la mine. Important e, Albina, îți spun mesajul fanilor eu, lasă-o să se facă. Important e că ai încercat să faci o clătită americană în care așa ai văzut-o tu pe net. Lasă-o acolo. Nu, lasă-o pe partea aia. Sper ce-a făcut un pic. Lasă-o acolo. Sper să nu iasă ceva mai. Eu o să mă dorm, pentru că am probleme cu stomacul. O să mănânc tu una și o să mănânc eu una. Deci chiar o să vadă prietenii și se bucură foarte mult pentru că ai încercat să faci și tu o clătită americană. Deci, prieteni, să nu vă supărați pe Albina, să o învinovățiți, pentru că ea a vrut să vă arate cum poate să facă și ea. Prieteni, am făcut de toți, pentru că am făcut și hamburgere, și hamburger făcut de casă, am făcut pizza de casă. Acum fac și clătită americană de casă, eu fac orice pentru voi, doar ca să nu râdeți de mine. Te iubim, Albina. Uite, primesc mesaje de la fane acum în care spune: Albina, te iubim, inimioare albastre. Vezi? Înseamnă că te iubesc fanii, prietenii noștri. Ia arată aici, bagă-i și telefonul. Da? E făcută? Hai, e făcută, gata, scoate afară. Nu, e făcută un pic, lasă să mai facem. Mai trebuie făcută? Mai trebuie făcută, tot ca aceasta, trebuie să mai... Trebuie să mai arată. Nu cred că am făcut-o bine, dar o să decupăm foarte, foarte bine ca aceasta. O să fie mai decupare decât aceasta, foarte, foarte bine. Și dacă nu aveți decup... Nici eu nu am decupat din ăla care decup...
decupez. N-ai foarfecă care decupează. Da, eu o să decupez cu paharul acesta. Nu cu ăla, ăla e al meu care beau din el. Care? Cu altul, e uite cu ăla de acolo, decupez. Nu, eu zic să-l spăl pe ăsta. A, tu zici să-l spăl, păi eu de ce mai beau? Am un pahar pentru tine. Păi nu mă, cine le spală? O să spăl acesta și o să decupez cu acesta. Din păcate nu am ce să fac. Hai, trebuie să o iei, Albina, iau. Nu o iau, pentru că nu vreau să-mi iasă așa. Păi nu o iei, e făcută. O mai lăsăm un pic. Deci ai făcut niște clătite păciste. Prieteni, n-ar trebui să vă supărați pe bune. Deci nu sunt făcute la mișto. Albina chiar le-a făcut cu suflet. Nu, Albina, spune-le și la prieteni. Deci le-a făcut cu suflet ca să vedeți și dumneavoastră cum sunt clătitele americane. Am luat bunicul meu doar o pauză. Da? Acum o să spăl acest pahar ca să-l decupez. Să decupez cu paharul meu. Nu vine aici. Nu. Deci vedeți, s-a spart și faianța aici la noi la bucătărie, prieteni. A explodat. Asta este, o să renovăm bucătăria toată. Ia să vedem, Albina, cum decupează. Stai acum să avem servețele. Da, Albina, hai să vedem. Eu zic să mai luăm nici da. Am să le decupăm tot așa. Eu o să decupez pe cântar. Ia să vedem, prieteni, acum o să fac eu o clătită. O să fac eu o scovercă. Nu fac plătite. Nu, o să fac una pentru patroana. Vreau să pregătesc și una pentru patroana și o ducem după aia înăuntru. Vrei? Vrei, Albina? Vrei. Să facem una lui patroana. Să fac... Asta e și bine. Da? Asta e și din sufletul meu. Deci din sufletul meu. Vedeți, prieteni, chiar am făcut una bine. Americană, da. Ia uitați, cum a ieșit asta și cum a ieșit asta. Da, da, da. Te-am ars? Nu. Deci sunt foarte frumoase. Deci mie nu-mi place asta. Mi-mi place aceasta. Aceasta îmi place. Deci acum ia vedeți, prieteni. Nu, că ai mâncat tot au luat. Păi nu a luat. Facem acum pentru patroana una. Păi dar nu se pune mult a luat. Mai pune din a luat înapoi. Gata, așa. Deci asta e clătita lui patroana, care seamănă o omletă. Las-o, Albina, acolo, că să face. Cu răstigaia acum. Uh-huh. Răstigaia. Mă filmezi pe mine cum fac clătita lui patroana? Da, filmezi cum are plăcele. Mulțumesc, Albina. Așa, acum prepare o... Albina, prepară asta, cum se cheamă, scoverca lui patroana. Vedeți, prieteni? O să aruncăm așa de pe tigaie. Deci o să fac o clătită pe cinste, prieteni. O pe cinste o fac lui patroana. Mai tai din ea, din aluatul ăsta, că e prea mare. Dar de ce aici pe platou? Albina, lasă-le că le facem curat după aia. Pardon. Aici facem clătita. Lasă-mă pe mine să o fac, pentru că nu prea te pricep și am zis să îmi filmezi tu, pentru că eu nu vreau să mai filmez. Păi lasă-mă, filmezi pe mine aici, să mă văd. Păi eu vreau să mă filmezi tu pe mine. Vrei aici să văd lângă plăcita lui patroana. Uite, știi tu ce-am făcut, să nu-mi pun mâna pe cameră. Păi să fum. Nu-i problemă. Las-o, Albina. Păi nu o iau. Păi nu o luau, las-o ca să facă. Ascultă, Albina. Dar clătitele astea mici, ce pui pe ele? Pui ceva pe ele? Pun fineti. Păi să fac americanele astea cu fineti? Da, cum să nu. Păi nu știi tu, o să vezi. O să vezi și prietenii și tu rezultatul. Astea mici și polonici. Să vedem voi rezultatul, stai. Nu ai voie să umbli. Nu ai voie. Trebuie să o lași la mine, să o fac eu perfectă. Cum?
Am o idee frumoasă. Ia zi. O să iau un cuțit și o să facem clătite americane în formă de inimioară. Da, dar nu azi. Ba da. Inimioară facem mâine lui bunica ta. Îi facem cadou din partea mea. Nu, stai, vreau să fac acum. Păi da, acum trebuie să ducem lui patroana pe asta, că doarme patroana după aia. Păi eu pe asta o ducem lui patroana, dar după ce se face aceasta, da, o să facem alta, tot așa micuță, o să decupesc cu cuțitul, nu, iarăși cu paharul în formă de inimioară. Da, și facem inimioare pentru cine? Pentru... nu știu pentru cine. Zi, pentru cine le faci inimioare de vrei tu? Am zis să vă arăt și vouă că nu fac doar clătite, doar cercuri, o să fac clătite și în formă de inimioară, și în formă de steluță, și în formă de un emoji care... Emoji? Faci emoji? Știu să fac. Serios? Știu. Ești foarte deșept, Arbina, tu știi să faci toate. Dacă vrei, îți arăt, o să fac chiar acum. Totul. Serios? O să-ți arăt toate formele mele care le fac, doar... Eu făceam cu forme, dar acum am lăsat pe aici și mama un pic. Albina, cred că a luat foc ceva aici, e fum mult. Sau n-a luat foc nimic? Nu a luat foc nimic, ce se pare? E gata? Nu. Da, Albina. Mai durează clătita aia care o faci? Durează, că e mult a luat. Nu i-a luat mult. I-a luat puțin. Uite, uite cum s-a făcut acum. Nu vreau să stau așa. E bună, așa. Pune aici că e bună, că o face unul patrona, mănâncă patrona așa. Așa, așa să devine rău, așa, normal. O mănâncă patrona așa, așa. Nu-i problemă, ia-o și spală de jos. A dat patronul ceva aici, mă. Eu știu cine poate, mie este tatăl lui bunicul meu, place. Aș fie că ne-a dat un semn să nu facem așa lui soția lui. Pentru că patrona are patronul, este soțul lui patrona și el a murit. Și el este tatăl lui bunicul meu, Leo, și mama, și nu, doamna patrona este mama lui Leo de la Strehaia, adică patronul și... Adică patronul Dumnezeu să lerte, Albina. Da, Dumnezeu nici nu mai zic cum s-a întâmplat, cum a murit, pentru că, adică, să mai zicem. Nu mai zicem, nu, este ceva groaznic și... Dumnezeu să lerte, Albina, Dumnezeu să lerte. Deci, cine, vreau să vă zic și eu, cine nu moare, el nu este, unde credeți dumneavoastră, nici nu mai zic acum. El este un înger de pe pământ, care ne vadă tot ce facem. Deci, omul ăla care este mort, vă vede, pentru că este lângă Dumnezeu. Este îngerul lui Dumnezeu. De unde știi, Arbina, tu toate astea? Deci, mă uimești ceea ce îmi spui. De unde știi tu așa ceva? Eu zic lui Fan și ție. Tatăl tău, când a murit, acum el... nu este ce crezi tu. El este acum un înger pentru Dumnezeu. El nu lucrează pentru Dumnezeu. El este un înger care l-a făcut Dumnezeu din inima lui. L-a făcut un înger ca să vadă pe tine tot ce faci. Doamne Dumnezeule, adică, de unde ești tu toate astea? Tatăl tău este un înger. Adică, da, este și bunicul. Doamne ajută! Dar este un înger. Dar tu știi, tu ești Albina noastră frumoasă și deșteaptă. Nu este doar un înger. El, domnul, așa, bunicul meu să zicem. Că, da, patronul e bunicul tău, e și bunicul tău. Da, este bunicul meu. Patronul bunicul meu este un cer, nu este doar unul. Sunt mai multe îngeri din el. El este făcut de Dumnezeu. Și Dumnezeu, când l-a făcut, l-a făcut un înger pe pământ. Mulțumim, Albina, Doamne ajută. Și el, dacă este pe pământ, este cu tot cu Dumnezeu în cer. Și ne vede tot ce facem. Dumnezeu să-l ierte. Și e bine că este cu Dumnezeu și că este în cer.
Mulțumim frumos, dar acum că a văzut și el, vede că ducem plăcinta asta lui patroana? Normal că ne vede. Hai, dă-o, pune-o aici. Gata, pune-o că-i făcută. Deci, bunicule patron, să te ierte Dumnezeu și uite, am făcut și o din asta pentru soția ta. Pentru patroana, pentru mama. Da. Da? Mai faci? O să-i zicem tot, mergem peste ea și o să-i zicem... Opresc buteria atunci, da? De ce? Să le facem după aia. Da, le facem după aia. O să-i zicem... Surpriză! Da? Să fii fericită și să știi că... Și să știi că soțul tău nu a murit. Este... Un înger de pe hai, pământ. Hai că îi ducem clătita și spunem. Hai, facem. Da, îi facem clătita și spunem treaba asta. Dar tu nu zici nimic. Nu zici nimic, da. După să mă spui și mâini. Da. Asta... Hai, fă plăcinta și mergem să o ducem la patroana. Prieteni, da? Revenim să ducem acestea. Aceasta. Îi ducem la patroana, da? Deci tu să nu vorbești nimic, tu doar îmi filmezi. Pentru că o să mă lași pe mine... Să zic că este la tine în casă, ori este... La mine, hai. Să vedem dacă este la tine. Deci eu încerca să nu audă Leuțul, pentru că după aia ia clătita și mănâncă el. Nu. Leuțul cred că doarme la ora asta. Nu doarme. Nu pot să mai mă duc sus, să mai dau bun. Să vedem așa... Undercover. Hai, da? Că Leuțul nu e aici, Leuțul să doarmă, nu e aici. Dacă nu e aici, Leuțul lasă să doarmă. Stai. Stai să văd și eu. Nico, am ce vreau să zici și ți-am adus o plătită făcută de mine. Da? Da. Ai știut să faci? Am știut, eu cu ia. Fiul tău. E bună asta pe deșert. Păi stai. Dar stai, vreau să zic ceva. Dar de ce e tare așa? Stai că nu e tare. Dar nu veniți peste mine. Dar de ce-i tare? Nu știu, așa a făcut-o... Stai puțin. Vreau să zic că soțul tău nu a murit. Este un înger păzitor. Unde? Soțul tău nu a murit, este un înger păzitor. Este în... Stai, zeule! Ce-mi faci? Nu mi-a zis nimeni, așa a făcut orice lume care a murit. Da. Bă, prostule, auzi ce zice Alina? Ascultă-ți tu la Alina. Ce? Ia unde-i patronul, auzi unde-i patronul, hai. Am murit. Stai, auzi unde-i. Patronul. Ce ai făcut? Ai mâncat plătita care am făcut-o noi de patroana. Hai, spune, Alina. Leule. Stai să vă zic. E bună, Leule. Prietenul, să-i facem alta. Ce mai tare fază? Soțul tău, patronul, nu a murit. Este un înger păzitor care ne vede tot ce facem. Este un înger și... Bravo, că tu duci. Au avut ce duce de patron. Că e... Acum eu, patronul, soțul tău, este făcut de Dumnezeu și Dumnezeu l-a făcut un înger. N-arunca jos. Aruncă-mi parfurii aici, n-arunca jos. Cine a făcut cachete americane? Eu. Americană? E clătită americană. Patronul, da, așa este, a murit. Dar este un înger păzitor care ne vede tot ce facem. Bravo, exact ce pune în cărți. Leule. Patronul, bunicul meu și... Dă și lui mama mea să mănânce. Nu mănânc eu. Este un înger Alumina păzitor. Asta. Doamne, ce foame e lui Leuțu, prieten. Vedeți că v-am zis că patroana mă crede. Da, patroana. Deci, crede că știe patroana. Patronul este un înger păzitor făcut... Taci, patroana, ia să audă fata ce spune. Este făcut de Dumnezeu. Da. Înger păzitor, da. Înger păzitor și așa e și tu. Da. Toți care sunt aici pe pământ sunt făcuți de Dumnezeu, așa și eu. Da. Așa este. Și tu ești o micuță. O prințesă tu ești, Albina. Dar patronul nu este noi îngerii mari. Patronul este îngerul cel mai mare. Dar bine. El e la Dumnezeu, că el era. El era un om corect. Era nu mai plânge om... acum că mă faci pe mine. Și are 8 ani de când a murit. Astăzi am făcut acolo la biserică Poma. 8 ani când a trecut. Dacă te știa el pe tine și pe ăsta,
El era ales ca voi așa și nu mai putea de dragul lui. Dar minte dacă te deșia pe tine eu și pe... Și pe ăsta, uite, plânge Alina. Că dacă era patronul, nu ajungea mamă ta să ceartă cu Alin, să fie ta scandal în familie. Hai, nu mai plânge, că patronul era biserică. Nu a murit niciodată, am văzut eu că nu a murit. E în țement acolo. Nu este. Este Leonardo, dacă trăia el, nu era în familie așa. El se punea cu ciumagul pe nurori, pe copii, pe toți. Auzi și Alina. Nu era să fie atâta scandală în familie. Să trageți voi de paton. Aline! Aline! Vino să auzi și tu aici ceva. Auri de Ardio Romel. Ardio Romel își arăt. Nu mă cheamă. Pune-a. Închide ușa. Se prânge de patru ori. Patronul nu mai a fost patronul pe copiii să plângă, taci. Dar nu, patronul așa a vrut, că să aibă nepoțăi. Uite, că era el, plâng și tu nu, pe nu, nu mai plâng, mamă. Ca să aibă nepoțăi mici, așa a vrut. Pavel, că am vrut patronul în țământ. Știu și eu. Cum, cum am vorbit cu el? Nu mai, dar el, el a luat pe mamă ta. El... Acolo la tine în casă, când îl văd cu tablou și zâmbeam, vine să plâng. Ardisul Robert. E patron. Vezi, am băgat nu mai plânge Albina, taci, nu mai plânge, serios. Am băgat Dumnezeu, dar el a luat pe mama ta. Patronul a luat-o. De ce nu voi te gândi că ești în țământ? Patronul gata. Este un înger păzitor. Un înger păzitor, patronul. Acolo e în cer. Auzi, dar ce mai dormi? Unde-i patronul? Unde-i patronul? E în țământ, dar vorbi cu Leo în țământ. În țământ, a fost Leo astăzi pe la el. Și a vorbit cu el. Și a vorbit. Din țement a vorbit. A spus să le iartă de greșelile care le-a făcut. Cine? Doamne, Doamne? Da. Mm, o patronul... să prind și eu la Doamne, Doamne, ca să le iert. Ca să le iartă de greșel care le-a făcut. Povezi, l-a bătut cineva, l-a tăiat cineva. Nu, mamă, nu l-a bătut nimeni, a murit e supărat. Leonardo, nu fă mă să vii și la fan ce-a pățit. Nu fă mă, ce nu mai vorbim? Ca Leonardo. Avem trei Alina, hai, ia spune bă, Alex, dar trebuie să-l iei pe patronul când o să vină din țământ. Ești, el vorbește și uite, ea plânge că nu-l știu. Eu atunci, înainte să mor, aveam vreo 2 ani. Așa. Eu știu că ți-am văzut. Și ce ți-a spus patronul? Ce poveste cu cocosul? Cucurigu, cucurigu. Cucurigu, cu doi bani în fură la ce spune tu, Alina, tot și. Stai, lăsați-mă să zic. Eu când vreau la tine, tot nu-mi vine să plânge. Astăzi, Alex, el s-a pus povestea aia. Ia spune să audă ce ăștia doi, că el nu știe de patron. Cum îți zicești de patron? Că patronul te iubea pe tine, mă. Am uitat-o. Păi și tu mă iubeai și patronul ce zic. Da, Alex. Cucurigu cu doi bani. Cucurigu boiarman. Tău cu doi bani. Cucurigu boiarman. Nu mai plânge, Albina, nu mai plânge. Cu doi bani. Am văzut și eu animalul. Pirelu.